Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a podcastului nostru săptămânal Subiecte Capitale. Astăzi vom vorbi despre o temă care are mai puțin legătură cu economia, dar are legătură cu societatea. În urmă cu 28 de ani, România ieșeau în stradă, în plină criză economică, bucurându-se pentru performanțele echipei naționale la campionatul mondial din Statele Unite. Apoi, naționala a tot căzut, ultima mare performanță vine din anul 2000, când ne-am calificat în sferturile campionatului european. Iar ultima calificare la o competiție majoră o avem în 2016. La sfârșitul anului 2013, înainte de alegerile la FRF, România era pe locul 29 în clasamentul FIFA la nivel mondial. Acum, la sfârșitul martie, România se clasa pe locul 49 în același clasament FIFA. Acestea sunt performanțele celor două mandate ale domnului Răzvan Burleanu. O singură calificare la campionatul european din 2016, când ne-a bătut Albania. Dar nu asta e problema, măcar să mai ajungem acolo. Săptămâna viitoare sunt alegeri la FRF, pe 12 aprilie. Pentru prima oară după 1989 există un singur candidat, Răzvan Burleanu, la al treilea mandat. Deci în 2014 a promis că vor fi doar două mandate. Astăzi vom discuta despre situația de la FRF, ce s-a întâmplat în ultimii 8 ani, ce speranțe sunt pentru viitor, cu domnul Tudor Iacov, președinte al FC Progresul București. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Și o să ni se alăture pe Zoom domnul Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani. Vedem când poate să se alăture, vă anunțăm. Domnule Iacov, cum se explică această situație unică după 89? Un singur candidat. Uitați că ați vorbit de calificarea din 2016, ultima calificare a echipei naționale. Haideți să ne gândim că totuși calificarea respectivă a fost începută de Pițurcă, de antrenorul Victor Pițurcă, și terminată de Anghel Iordănescu. Da. Deci nu poate să fie în mare parte le aparține lor, nu le aparține Răzvan Burleanu. Răzvan Burleanu îi aparține cam tot ce s-a ratat din momentul când a devenit președinte și și-a adus în jurul lui doar oameni care nu au nicio legătură cu fotbal. Despre momentul când a devenit președinte, pentru că a fost un moment ciudat, dramatic pentru unii. Cu o zi înainte, un mare jucător al generației de aur a fost arestat. 2014, martie 2014. Domnul Burleanu venea din postura de președinte al Federației de Mini-Fotbal. Nicio legătură cu fotbalul. Deci Federația Română de Mini-Fotbal chiar nu are niciun fel de legătură cu fotbalul. S-a întâmplat... Păi ce s-a întâmplat acolo? Pentru că, spre exemplu, am citit știri din perioada respectivă, mulți dintre membrii afiliației Federației amenințau că nu vor fi în sală la acel vot. Pentru că s-a cerut o amânare a alegerilor din cauza zilei precedente. Din cauza situației create. Popescu fiind principalul favorit. Din cauza situației create. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim la momentul respectiv, s-a tot amânat pronunțarea de către instanțele românești până cu o zi înainte de alegerile de la Federația Română de Fotbal. Eu tot timpul am spus că politicul are o imensă vină pentru ce se întâmplă la Federația Română de Fotbal. De ce? Păi haideți să vedem puțin. Răzvan Burleanu vine în 2014 și candidează la președinția Federației Române de Fotbal. Trebuie să spunem, studiile lui fiind de științe politice, și absolvent al Universității de Apărare. Da, SNSP. Da. Bun, ok, nu contează acum ce a făcut, ce școală, ce a studiat, numai a ajuns să candideze la președinția Federației Române de Fotbal. Dar cu o zi înainte de alegeri... Susținut de cine? Susținut de... Deci atunci era cu o singură propunere în statutul Federației Române de Fotbal, un singur club trebuia să te propună pentru șefia Federației Române de Fotbal. Unul singur. Depui dosar. Ca să facem o paralelă cu ce se întâmplă acum, când sunt 5 cluburi care trebuie să te propună. Uh-huh. Burleanu n-ar fi putut niciodată să candideze în condițiile în care trebuia să găsească 5 cluburi. El a fost propus de un club de fotbal feminin ca să ajungă la președinția FRF-ului. Măcar acolo avem performanțe? Nu avem nicăieri. Nu există performanțe. Deci haideți să fim serioși. În afară de un episod cu generația Under 21, cu Italia și cu Mirel 2, am ajuns în semifinale, în meciul cu Germania. Să ne întoarcem în 2014. În 2014, Gica Popescu i-a arestat cu o zi înainte de alegeri. Într-adevăr, dintre membrii votanți la respectiva adunare generală, 60 și ceva din 230, dacă țin minte bine, nu s-au mai prezentat la adunarea generală după ce au aflat verdictul instanței.
Dar totuși în sală am mai intrat în jur de 180, 170 și bine, 173, 172, că au fost niște probleme cu voturile și pe acolo. Înainte cu o seară, la dineu din, de la Hotel Rim, eu am vorbit cu foarte mulți conducători de club și le-am spus, măi, totuși, hai să amânăm alegerile. Bine, dacă te ridici tu și propui chestia asta, noi o să te susținem. Era vorba de vreo 40-50 de oameni care au spus că teoretic nu ar ieși. Nu se mai făcea guvern. Eu m-am ridicat, am prezentat situația, am zis, domnule, nu se poate. Haideți să amânăm alegerile, că nu e mare, nu e un capăt de țară. Gândiți-vă că nu s-a ridicat nimeni. A fost singurul care am părăsit sala în momentul respectiv. Dar, uitându-ne peste timp și putem să ne uităm înapoi, vedem următorul fapt. De ce am spus tot timpul că e implicat politicul? Haideți să vedem zona de unde vine Răzvan Burleanu. Înainte să ajungă președinte al Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu a ajuns să lucreze la Cancelaria Prezidențială a lui Traian Băsescu. Petrov, mai nou, Petrov. Am înțeles, fostul președinte Traian Băsescu. Fostul președinte Traian Băsescu. Dacă ne uităm puțin peste timp, vedem că următorul om important din fotbalul românesc în acest moment și de vreo 6-7 ani este Radu Vișan, care este secretar general al Federației Române de Fotbal. Care cine este? Radu Vișan a fost șeful lui de la Cancelaria Prezidențială. Deci nicio legătură cu fotbal. Nicio legătură cu fotbalul, chiar niciun fel de treabă cu fotbalul, nici nu știa, nu se uita la meciurile de fotbal. Și totuși secretar general la fotbal. Că președintele este un manager, hai să zicem că contează mai puțin ce a făcut înainte. Da, secretarul general este foarte important. Chiar ar trebui să știe regulamentul la virgulă. Deci nu, nicio treabă cu fotbalul, dar Radu Vișan era șeful lui Burleanu de pe timpul cât a fost la Cancelaria Prezidențială. Articole din presă. Deci de acolo am aflat. Da, bun. Sunt informații publice. Bun. Păi în aceste condiții mai avem nevoie de alte probe suplimentare? Din ce zonă a venit Burleanu? Păi am înțeles în 2014, dar în 2018, că nu mai era Băsescu. O să vorbim și de 2018. În momentul când au venit din zona asta, din zona politicului, ce s-a gândit? Politicul s-a gândit că Mircea Sandu a fost dat la o parte ca să mai candideze. Ok, Mircea Sandu a renunțat. Și s-au organizat alegerile. Deci gândiți-vă cât de mare a fost influența politică ca Gică Popescu să fie condamnat la închisoare cu executare în condițiile în care procurorul de caz a cerut pedeapsă cu suspendare. Pentru că și-a chitat o parte din datorie. Am înțeles. Ce discutăm? Și după aceea, la ce s-a întâmplat în următoarea perioadă, știm foarte bine la ce nivel s-a ajuns în instanțele din România și cu condamnări. Deci Gică Popescu, pentru faptul că și-a permis să candideze la Federația Română de Fotbal, unde, după multe dezvăluiri făcute de alte, de personaje din politică, s-a spus că se știa dinainte, cu o lună, două luni, se știa că la Federația Română de Fotbal va veni Răzvan Burleanu. Cum se știa și la Liga Profesionistă de Fotbal. Normal. Deci, ce vorbim? Deci a fost toată o acțiune ca să ajungă Răzvan Burleanu președinte. Ajungem și la... Că domnul Burleanu are și niște cercetări în urma plângerii. Are, da, în urma... Dar vreau deocamdată să-i urez bun venit domnului Valeriu Iftime, patronul FC Botoșan. Domnul Iftime, ne auziți? Bună ziua, eu vă aud. Dacă ne și vedem, dacă dați drumul la cameră, acum ne și vedem, e perfect. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Domnul Iftime, înainte de când ați pierdut meciul cu FC Argeș și nu v-ați calificat în play-off, ați sugerat că problemele pe care le are FC Botoșan sunt mulți ani de când, adică în ultimii ani ați fost de fiecare dată în play-off, e pentru prima oară, nu știu, după 4-5 ani, se datorează faptului că ați refuzat să semnați scrisoarea de susținere pentru domnul Burleanu. Nu, mai ce legătură, a spus așa într-o furie atunci, nu poate să facă nimeni așa ceva, sincer. Adică să mă poată bloca, n-are... Deci era o supărare, într-adevăr, exista această cerere de susținere, n-am dat-o, dar nu, acum dacă suntem raționali și treci la cap, n-are ce legătură, sincer. Cu siguranță să spun asta și nu ajungem până acolo. Adică sunt multe alte intervenții care pot fi făcute, dar eu n-am simțit nicio vitregie din partea Federației sau Ligii pentru FC Botoșan, chiar dacă eu uneori mai vorbesc împotriva lor. Păi, spre exemplu, la meciul ăla nu s-a dat penalti în minutul 90.
Cum? Spre exemplu, la meciul ăla cu FC Argeș, ați avut un penalti refuzat în minutul 90. Așa este, numai că era un penalti greu. Recunosc asta, numai că nu cred că arbitrul ăla care mă cheamă că ar fi fost atât de și stătea până într-un 90 ca să ne injecteze pe noi, știți? S-a întâmplat, asta este. Și sunt atâtea greșeli care se întâmplă în fotbal și la arbitrii noștri, încât oricând putem găsi o conexiune sau putem să o rupem, știți? Deci nu sunt deloc de acord cu... Ok, ieșim din zona speculațiilor și ne întoarcem în zona proiectelor. În urmă cu două săptămâni ați spus că ar trebui să apară o concurență pentru domnul Burleanu, indicați atunci pe președintele la CFR Cluj, domnul Balaj, și ați spus că trebuie să fie un concurs de proiecte. În acest context, care ar fi principalele linii generale ale unui proiect bun pentru Federația Română de Fotbal, care să-l concureze pe domnul Burleanu? Este evident că acum el nu mai poate să aibă concurență, sunt închise dosarele. Dar aici e o chestiune de normalitate și o spun deschis, am rămas, sunt cumva surprins, neplăcut de faptul că nimeni n-a reușit să schimb concursul ăsta. N-a făcut nimeni doar hârtiile pentru domnul Burleanu. Sunt absolut convins că dacă eram atenți, sau dacă erau atenți posibili potenți sau potențiale participanți, aveau toate, să spunem, toate astea, toate documentele necesare să participe. Chestiunea este că, deosebire de domnul Burleanu, ceilalți sunt relativ, să spunem, comozi. Eu am fost de celălalt de două campanii. Eu țin minte când, în campania care a participat domnul Burleanu, acum 2 ani, de zi, acum 4 ani, pardon. El vine cu documente, cu de toate, ce face la copii, la fete, la școala din Hațe, la școala din Culcea, înțelegi? Lucra trebuie făcut de toată lumea dacă vrea să câștige. Și legătura asta spre fotbal de masă, spre sport de masă sau fotbal de masă, da? E o chestiune de durată și ține. Nu cred că dacă dă domnul Burleanu 10 mingi, altul n-ar putea să dea. Ea trebuie să se pregătească. El, de exemplu, în campania, ultima campanie, când a fost Gică Popescu și a fost faultat. Și nu cred că a fost faultat voit. Pur și simplu s-a întâmplat, să mă abarnăm. Dar campania domnului Gică Popescu era clară. Era pe cai mari, venea la primărie, veneau toți cu steaguri, cu flori. Doamne, Gică Popescu, de bucurie să-l vezi de altfel. Nu spunea nimic așa semnic cu fotbal. Vorbea de echipa națională. Dar aia de jos la talpa țării, aia mititeie care botează, ne-a văzut nimeni. Aici a câștigat domnul Burleanu. Aici se vine cineva cu aceeași măsură și eu zic, sunt convins că dacă cineva venea foarte serios, două luni de zile, la mână fiecare asociație sportivă. De asta spuneam că domnul de la Cluj, el a fost arbitru, a fost, că era cunoscut, m-a trebuit să ia exact același lucru care înseamnă o alegere adevărată, un concurs de proiecte. Păi de dezvoltarea fotbalului nostru, ce vreau să facă, de exemplu, în Sălat, sau în Bihor, sau în, nu știu, în... Am înțeles, domnule, asta ține de campania electorală pentru FRF. Eu vă întreb, din perspectiva dumneavoastră de patron de club de fotbal de Liga 1, ce proiecte importante ar trebui implementate în următorii 4 ani? E greu de răspuns, ideile mele nu sunt de pregătit pe subiectul ăsta, dar ceea ce trebuie să facem noi este... pare, care o spune lumea de altă. Vorba de baze sportive, care trebuie o legătură mult mai serioasă cu CNI-ul și cu Ministerul al Dezvoltării. Cum putem face baze sportive pentru fotbal în toate locurile din țară, până la stadioane moderne în care se poate desfășura un spectacol sportiv, plus terenul de mult teren de antrenament. A doua chestiune foarte importantă, cum finanțăm echipele de copii juniori, care ar trebui găsit o lege aici să poți să dai bani și bani publici. Nu doar o parte să poată și o parte să nu poată, depinde cât are primarul. Să găsim o soluție foarte clară de a finanța echipele Liga a doua și a treia, unde stăm fundul gol, unde își mai stăm faliment dacă nu dă primăria bani. Și nu poți fi o echipă privată în Liga a doua și a treia, pentru că veniturile acolo sunt aproape zero. Dar aici e o chestiune de discutat și nu sunt foarte, foarte coerent eu acum, pentru că nu m-am gândit și nu ăsta e proiectul vieții mele. Eu sunt în fotbal cumva parașutat și mă încerc să fac cât de bine pot eu să țin Botoșani în fotbalul național cu un efort colosal. Să ai o echipă de Botoșani fără stadion, fără niciun ban de la primărie și să ai un buget de 5 milioane de euro. Mă acuz lumea că sunt fotbaliști. Adică aici trebuie să mă trebuie de comentat și dacă vreți ar putea să mă pregătesc o dată să vă dau mai multe soluții. Dar în momentul ăsta nu văd decât, repet, baze sportive și susținut fotbalul de-astea care produce cumva valori. Liga a doua, a treia, care sunt ale nimănui și sunt acolo, sunt
mai mult de cum să spun eu, de a încălzi lumea duminica sau luni, să merg vinerea la sâmbătă la meci, la ora 11. În rest nimic. Stadioane goale, părăsite, cu condiții foarte, foarte proaste, jucători de toate vârstele și trecuți de nu știu câți ani. Adică e un dezastru infrastructura asta care ar putea să genereze valori fotbalistice. Și bineînțeles, acele academii de copii, care astăzi, la ora actuală, în afară de cea de la să spune Constanța, care produce ceva, restul n-am văzut, deși sunt pe la voluntari, mai sunt ca academii de fotbal, dar așa aici e o foarte, foarte mare atenție la antrenori, de fapt. Pentru că eu cred, și nu spuneam eu, spuneam unul mai deștept ca mine în fotbal, că baza, de fapt, greșeala fundamentală este sunt antrenorii de la cel de copii și tineri. Am înțeles, domnule. Mulțumesc. O să mă întorc la dumneavoastră. Domnul Iacov, am aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, că dumneavoastră ați și susținut un potențial contracandidat a domnului Burleanu, care acum nu mai este în cursă. Da. Care ar fi principalele idei cu care ar trebui guvernat în următorii 4 ani? Păi, ideile care se va guverna în următorii 4 ani vor fi cele care au fost și până acum. Nu. Ce susțineați dumneavoastră cu cel pe care îl susțineți? Da. Era foarte mică șansa ca să fie admis. Sub nicio formă nu cred că putea să fie admis ca și contracandidat. Dar haideți să vă spun de ce totuși Burleanu nu are contracandidat. Gândiți-vă că în 2018 a venit și a candidat împotriva lui Răzvan Burleanu. Ionuț Lupescu. Cu experiență imensă în fotbal, cu expertiză de la UEFA, unde a lucrat exact pe domeniul fotbalistic și putea să atragă foarte multe fonduri de la UEFA și FIFA, mult mai multe decât poate să atragă vreodată Burleanu. Și ce a pățit Ionuț Lupescu? Ionuț Lupescu a fost învins la modul urât de către Burleanu. A luat vreo 60 de voturi. Da, foarte puțin. Dar problema se pune în felul următor. De cine a fost susținut Ionuț Lupescu? De lumea fotbalului. De Mircea Lucescu, care a venit la adunarea generală, de Cristi Chivu, de oameni importanți din fotbal, de oameni care au făcut performanță în fotbal. El, în nume propriu, Ionuț Lupescu, a făcut performanță în fotbal, că a fost component al echipei din Statele Unite din 94. Și, cum a spus Burleanu, a fost ciuruit de Burleanu. Așa a spus Burleanu. N-a fost ușor. Și de fostul șef. Da, și de fostul șef, normal. N-a fost ușor, dar i-am ciuruit. Bun. Acum, dacă sunt să ne uităm la toate rezultatele lui, toată conducerea și administrația Răzvan Burleanu, lucrurile sunt foarte clare. Nu a reușit să aibă niciun fel de performanță la nivelul de echipă națională. Ca și președinte de federație, dacă nu ai rezultate la echipa națională, nu îi cer foarte multă demnitate sau foarte multă verticalitate. Dar trebuie să-ți dai demisia. În momentul când vezi că toate s-au dus, când noi am pierdut calificare cu un campionat european organizat la București, și ne-am făcut de râs, și vine să ne spună că el nu poate să intre în teren, că el nu are cum să joace. Nu! Managementul care tu l-ai implementat la Federația Română de Fotbal este defectuos. Și la fotbal nu e cam politică să meargă cu vorbe. Acolo joci pe teren. Dar știi ce nu înțeleg eu, care este miza? Că această federație acum pare ca un cadavru viu, nu mai produce nimic fotbal românesc. Miza sunt tot banii. Haideți să vă dau un exemplu și putem să întrebăm și pe domnul Iftimie. De la FIFA și UEFA au venit, în perioada pandemiei, au venit fonduri mari. Pentru mari ce înseamnă? Mari însemnând în jur de, din ce știu eu, 2020, 4 milioane jumate de euro. FIFA, UEFA. Cluburi, fonduri direcționate, fonduri condiționate de către FIFA și UEFA să meargă cu direcție clară spre cluburi, spre cei care erau loviți de pandemie. Eu am venit, am spus public, într-o emisiune, domnule, ce faceți cu banii care au venit de la FIFA și UEFA? Au primit fiecare club câte? 5.000 de euro. Cum 5.000 de euro? 5.000 de euro fiecare club a primit de la Federația Română de Fotbal ca și cum ar fi fost un cadou. Banii nu erau ai Federației Române de Fotbal. Câte cluburi sunt? Hai să zicem 260, 270, nici nu mai știu câte cluburi au fost afiliate. 1.500.000 de euro. Numai de acolo. Unde e diferența de bani? Bani care cluburile... Poate că înseamnă sub 1.500.000 de euro, dar ce dracu poate să facă un club de Liga 1 cu 5.000 de euro? Nu poate să facă nimic un club de Liga 1, dar în schimb un club de fotbal feminin sau un club de futsal sau un club care votează, păi e manăcerească pentru respectivul club. Dar banii respectivi nu s-au mai regăsit. Păi bun, și unde este diferența? Adică există... Liga 1 a primit 100.000 de euro. Poftim, domnul Iftime?
La Liga 1, bani de la UEFA pentru centre de copii și jucători, am primit vreo 100 și ceva de mii de euro, toate cluburile de Liga 1. Dar prin LPF, prin Liga ați primit? Nu la Liga, de la UEFA vine așa. De la UEFA a venit, da. Nu, domnul da. Iacov zice că au venit prin LPF. Noi ținem cu domnul Burlean acolo. Eu nu sunt deloc susținătorul lui acum, dar noi ținem acolo. Și vă spun ceva, nu-l judecați Burleanu pentru echipa națională de acum. Judecați-l peste 8 ani, când ai nevoie de 10 ani să faci ceva în fotbal românesc. Astăzi poți să vină oricine la noi și nu faci nimic cu echipa națională. Nimeni nu face nimic pentru că, din păcate, structura noastră de fotbaliști tine nu avem bună. Nu vedeți niciun copil din România nu joacă fotbal nici o echipă din lumea asta serioasă. De ce să... Înțelegi, e o chestiune mult mai profundă. Iar profunzimea asta e analizată. Degeaba spune noi, eu am fost la campanie cu domnul Iubescu. Păi domnul Iftime, și cine ar trebui să analizeze aceste profunzimi? Asta, Federația. Federația și noi cei care vorbim, dar Federația se demonizează. Domnul Iftime, știți că Burleanu a încercat în perioada după demisia lui Mirel Rădoi, l-a contactat pe Laszlo Bellini ca să antreneze echipa națională de fotbal a României? Păi, da, informație... Nu l-a căutat. L-a căutat Bellini și l-a primit. Eu vă spun că nu e așa. Deci vă spun că pur și simplu Federația Română de Fotbal și Răzvan Burleanu și-au bătut joc de Bellini. Și asta știu din sursă sigură. Pentru că a fost doar un exercițiu de imagine. La Federația Română de Fotbal se lucrează numai pe exerciții de imagine. N-ați să spuneți că ar trebui... Ajungem problema antrenorului. Hai să ne întoarcem la management totuși. Deci dumneavoastră, domnul Iftime, spuneți că problema de fond este atitudinea jucătorului român de fotbal. Și eu acum... spun că este educația jucătorului român educația, de fotbal și nu vine de la... Nu e o mare spus asta. Gândiți-vă la rezultatul concret. Dați-mi un fotbalist român care joacă azi în Champions League sau Europa League. Nu vă contrazic, aveți dreptate. Problema mea de logică e asta. Și Hagi și Gică Popescu veneau tot din acest popor. Da. Vedeți că vin cu alte educații. Păi bun, vedeți că noi cine ar trebui să schimbe, să facă programe pentru schimbarea acestei educații sau acestei atitudini? Aici e rolul ligii și trebuie să dăm timp de răspuns. Astăzi cu legea niște de acum 15 ani. Toate vânzările alea, toate cluburile distruse, toate pușcăriile făcute de tot felul de oameni din fotbal. Asta dă o imagine care se șterge foarte, foarte greu. De aici sunt foarte puțini, iar copiii noștri astăzi, de la Mutu și Chibu, nu am avut fotbalești în România. Nu am avut fotbalești în România. Nu e o chestiune simplă. Bineînțeles că ar trebui să dea Federația Română de Fotbal un răspuns, să facă o analiză serioasă și să spună pot sau nu pot. Nu se ne mintă. Iar acum, de fapt, încearcă, vedeți, la națională. Credeți că echipa asta națională cu domnul Iordănescu poate să facă ceva cu aceiași jucători care i-a avut și asta și Rădoi? Nu poate să facă. Din acest motiv, de exemplu, de asta, domnul Bellini cerea niște garanții. Nu poți să-l dai afară în iunie că n-ai putea calificat în ce cupa acum, ai înțeles? Despre adună, stau 5 ani, în 5 ani construiești ceva. Am nevoie de mult mai multe informații ca să fac o echipă națională, nu redutabilă cu Polonia sau cu Portugalia, dar măcar cu Georgia și Luxemburg să ne luăm la egal, la egal. Asta trebuie să se întâmple. Dar aici, eu zic că e o asumare a responsabilității teribilă. Și ascultă să spară, nu sunt domnule fotbalist, nu merge. Nu sunt responsabil eu. Responsabil este Federația Română de Fotbal. În care trebuie să spună, ăsta e programul nostru pe termen lung, așa vom face, așa se va întâmpla, și acolo vom ajunge. E adevărat că regulilor acum sunt pentru copii, pentru fete. E important și asta, să știți. Am văzut, să știți, că în țară toată ziua bate ăștia minții, sâmbătă, duminică, o să vedeți tot fel de competiții. Dar poate că asta face era peste 5 ani, apar n-am, nu pot să spun acum. Numai că, din păcate, mai avem și o chestiune care ține, care sună prost. Gândiți-vă că au plecat vreo 3-4 milioane de oameni tineri din România, care fac copii acum în Spania și în Italia. Și asta e o chestie care trebuie luat în analiză. Da. Să aducem copii de aia noi. Așa sunt niște copii bătă la națională, veniți în afară români care n-au o națională de care au și națională de română și pot juca la națională. E mult mai profund. Nu face nimeni astăzi fotbal în România la nivel de echipă națională, pentru că nu are cu ce. Cum nu poți face și o echipă de fotbal românească cu fotbaliști români. Uitați la CFR Cluj, care e singura echipă care... Păi și ce facem? Ne lăsăm? Adică, uitați o direcție de management. Domnul Iftimie, ce părere aveți de faptul că în fotbalul românesc, vorbesc de fotbalul profesionist din România, există concurență neloială?
între banii publici și banii privați. Și ca să fac și o completare, în Europa, în Europa n-au existat decât în Rusia și în România cluburi de drept public. Știți foarte bine că sunt interzise de FIFA și UEFA. Așa este. Știți foarte bine că pe site-ul Federației Române de Fotbal sunt la rubrica documente, sunt două statute. Statutul din 2011 care spune că cluburile de drept public, începând cu data de 1 iulie 2012, nu mai au dreptul să participe în competițiile organizate de Federația Română de Fotbal. Ok. Statutul din 2014 anulează toată prevederea respectivă. Și gândiți-vă, spuneți-mi cum un particular vreodată, un privat, poate să concureze cu statul. Păi bun, e logic că nu poate să concureze, dar problema mea e asta, alta, dacă existăm doar noi și Rusia în această situație, FIFA și UEFA, de ce n-au făcut nimic până acum? Pentru că FIFA și UEFA s-au complăcut într-o situație, FIFA și UEFA cunosc foarte bine situația din România, pentru că a fost sesizată de Progresul București. Okay. A fost sesizată cu probe, cu dovezi, cu tot ce se întâmplă. Și răspunsul? Răspunsul se lasă așteptat. Răspunsul se lasă așteptat. Dar vedeți că în acest moment, când Rusia este exclusă de peste tot, eu am speranțe că se va întâmpla și la noi ceva. Pentru că niciodată domnul Istimie de la... Nu e exclusă că a jucat cu echipa. Nu, Rusia e exclusă pentru altceva. Dar niciodată nu o să poată un privat să concureze cu banii publici. Și uitați, e o situație foarte ciudată. Deci s-a permis la Federația Română de Fotbal ca să joace echipe de drept public, susținute de primării. Vă dau un exemplu. FC Argeș-Pitești, concurent al domnului Iftimie în Liga 1, unde primarul decide tot. Ok. Dar, în schimb, vine federația și spune că CSA Steaua, care CSA Steaua este echipa armatei, nu are dreptul să promoveze. Dar, dacă tot lași cluburile de drept public, aplică meritul sportiv, ori le lași pe toate, ori nu lași pe niciuna. Am înțeles. Dacă am câte cluburi de drept public votează la alegerile astea săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare cred că sunt vreo 70%. Adică licee cu profil sportiv, licee cu profil sportiv care votează, cluburi susținute de primărie. Deci, asta tot timpul am susținut, ideea asta. În momentul când votează cineva plătit de statul român, în adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, votul este politic. Clar. Bun. Am înțeles. Deci domnul Burleanu e susținut de administrația publică locală, adică de politică. Publică locală și centrală. În ultimii 8 ani am observat un fenomen, e valabil pentru amândoi întrebarea, adică în actualul Comitet Executiv al FRF nu se regăsește niciun membru al generației DAU. De fapt, nu se regăsesc pe nicăieri. Dar vă spun cine se regăsește în... Da, eu încerc să găsesc o explicație de ce i-a îndepărtat. I-a îndepărtat pentru că cei din generația de aur au coloană vertebrală. Dar pot să vă spun că în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal este un director de liceu sportiv. Cine? Cătălin Cighir, la copii și junior. Respectivul este funcționar public. Ce cauți tu la Federația Română de Fotbal? Băi, e vreo lege care interzice asta? Sunt legile FIFA și UEFA, normal că interzic. Interzic și cluburile. FIFA și UEFA, tocmai mi-ați spus că nu v-au răspuns la sesizare. N-au răspuns, dar asta nu înseamnă că nu vor răspunde până la urmă. Dar problema e că dacă noi nu demarăm din interior, că domnul Iftimie spune foarte bine că respectivele primării, consilii locale, consilii județene pot să bage bani în fotbal, n-au niciun fel de problemă, dar până la nivel de copii și juniori, să se ocupe de bază, de pregătire, să se ocupe de selecția antrenorilor, să poate face pentru copii și juniori orice permite FIFA și UEFA. Nu permite, în schimb, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ok, am înțeles. Cu sesizarea la ANAF ce s-a întâmplat? A fost un control în toamna anului trecut? Da, a fost un control. Adică rezultatele acestui control? Da, trebuia să fie publicat. Controlul s-a declanșat undeva în noiembrie, 17 noiembrie 2020. Gândiți-vă totuși că respectivul control, după ce a început controlul, dovedit fiind că Federația Română de Fotbal, conform legii și conform deciziilor în alte curți de casație și justiție, este autoritate publică de nivel central, deci vorbim de o structură responsabilă de fotbalul românesc, de sport în general, și este autoritate publică de nivel central. Și Ministerul de Finanțe a declanșat un control la Federația Română de Fotbal. A venit domnul Câțu, imediat după declanșarea controlului, și a spus că va face publică, fiind Ministrul de Finanțe în momentul respectiv, și a spus că va face public tot ce se va găsi la Federația Română de Fotbal, exact prin prisma faptului că este autoritate publică de nivel central.
Și orice cetățean al României trebuie să știe cum sunt cheltuiți banii, ca la orice minister, ca la orice consiliu local, general. Și ce s-a întâmplat? După câteva zile vine Burleanu cu o declarație absolut alucinantă. Declarație în presă, apărută în presă, nu mai știu unde, parcă în Gazeta Sporturilor a apărut, în care știți ce spune domnul Burleanu? Să nu vină pe noi să ne învețe ministrul de finanțe Câțu ce facem noi la Federația Română de Fotbal, că noi suntem mai buni decât ei. Și nu are ce să caute, că noi nu suntem autoritate publică de nivel central. Băi, băiatule, iau deciziile în alta curte și le ai toate la departamentul juridic, toate le ai. Și vii și minți în halul ăsta că nu ești autoritate publică de nivel central, minte cu o nerușinare, a, ok, leagă foarte bine cuvintele, adică exprimarea lui este ok, exprimare corporatistă, cum vrei să spună, management, toate, dar când e vorba ca să-și apere propriile interese, minte fără niciun fel de... Am înțeles, dar în fața cui ar trebui să răspundă domnul Burleanu? Păi ar trebui să răspundă fața Ministerului Tineretului și Sportului, asta în prima fază, ca și acțiune la guvern. Uitați, este sesizată și la Corpul de Control al Primului Ministru, Câțu. Corpul de Control al Primului Ministru sesizează toate, ia plângerea respectivă depusă la Corpul de Control, o trimite la Ministerul Tineretului și Sportului acum un an și ceva. Nu se întâmplă nimic la Ministerul Tineretului și Sportului, că și Ministerul Tineretului și Sportului ar putea să facă multe în sportul românesc, dar acolo nu se dorește. Ori sunt oamenii nepricepuți, ori nu vor să facă nimic, ei au atribuții de control. Au atribuții de verificare la orice chestie care o face federația. Domnul Novak pare foarte activ așa. Domnul Novak pare foarte activ, dar nu face nimic. Deci pare foarte activ, dar nu face nimic. Din ce știu eu, domnul Novak, acum vreo două luni jumate, s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la biroul lui, de la minister. De ce? Păi nu știu care e legătura, pentru că acum stăm să ne gândim. UDMR, ok, Victor Orban, Vladimir Putin, ce legătură au toate nebunile astea? Dar care e scopul pentru care te vezi tu, ministru al tineretului, al sportului, de fapt? Că acum sau care e scopul pentru care tu te vezi cu ambasadorul URSS-ului, ambasadorul Rusiei la București, oricum e URSS, dar... Am înțeles, și a fost un anunț după aia, nu știu, vreo colaborare? Nu știu, n-a mai fost nimic, că nu s-a mai întâmplat nimic, a venit război. Bun, în urmă cu câțiva ani a mai apărut o informație despre domnul Burleanu care avea un dosar în lucru la DNA. Păi are dosare, pentru că au fost sesizate, toate sunt sesizate de Progresul București, prin mine. De fece Progresul București le-a sesizat pe toate. Dosarul la ce a sesizat? Că se referă la primul mandat. Răspunsurile sunt, se cercetează în continuare. Nu, dar ce a sesizat dumneavoastră? Păi am sesizat odată cheltuirea banilor de la Federația Română de Fotbal, înființarea ilegală a centrelor de excelență, că la un moment dat am înființat centrele de excelență. Aceste centre de excelență s-au desființat. S-au desființat pentru că ministerul... A fost marea lui promisiune la... Da, a fost marea lui promisiune, dar a făcut niște greșeli fantastice. Deci mai avea puțin să transforma în club de fotbal Federația Română de Fotbal. Detaliați-ne, că acum nu sunt specialiști. Centrele de excelență aveau dreptul ca să legitimeze jucători. Păi Federația Română de Fotbal este organizator de competiție. Tu nu ești club de fotbal. Doar clubul de fotbal poate să legitimeze jucători. Ceea ce a fost și din cauza din cauza asta a pierdut certificatul de identitate sportivă. Nu i s-a acordat deloc. Okay. A continuat să funcționeze în mod ilegal cu centrele, înscriindu-le în competiție. Lucruri care se știu, lucruri care sunt sesizate. Banii care s-au cheltuit pe centrele de excelență au dispărut, nu, 2,5 milioane, nu mai știu. Oricum nu știe nimeni ce e acolo, câți bani s-au cheltuit, cum s-au cheltuit. Nu știe nimeni. Și uitați, un alt caz de implicare a banului public. Și vă dau un exemplu foarte clar. Gândiți-vă că în campionatul României, contracandidat cu domnul Iftimie, este Sepsis Sfântul Gheorghe. Da. Și ne facem că nu vedem că Sepsis Sfântul Gheorghe este susținută de guvernul Ungariei. Cum e și Csíkszereda. Federația Română de Fotbal. A, spunem că vine cineva care e patron, care ei, guvernul ungar, spune că fac investiții exact cum spune FIFA și UEFA, doar la nivel de copii și juniori. Da. Dar echipa mare consumă foarte mulți bani. Păi are oficial un patron, echipa mare. Are oficial. Deci e doar făcută. La noi se creează aparențe de legalitate. La noi se creează foarte multe aparențe de legalitate și ai impresia că e totul în regulă. Dar de fapt nu e în regulă. Pentru că sigur, în momentul ăsta, spui că nu dai voie echipei armatei CSA Steaua. Dar în schimb îți joacă Sepsis Sfântul Gheorghe, îți joacă FC Argeș cu primăria, tu le drumul și la Steaua București, din Liga 2, că teoretic are șanse ca să promoveze. Te joacă în play-off. Te joacă în play-off, ok. Dar, ori aplici regula pe... Asta e problema, aplicarea selectivă a regulilor. Noi aplicăm doar selectiv, doar ce ne convine. Burleanu ce face? Aplică doar unde îi convine. Unde îi convine, aplică. Dar federația sub conducerea lui pare așa ca o
unitate militară. Spre exemplu, am văzut o știre că angajații federației au un contract stipulat faptul că sunt amendați cu 10.000 de euro dacă dau informații în interior. Da, mie mi se pare. Deci ce a făcut, nu știu de unde au învățat ei chestia asta. La Federația Română de Fotbal să intre numai cu cartele. Au făcut o grămadă de geamuri de sticlă unde nu poți să intri. Adică? Și acum venim în partea cu, da, sunt geamuri la fiecare etaj, nu ai cum să intri decât dacă ai cartela respectivă, dacă lucrezi în federație. Membrii Federației Române de Fotbal, dacă vor să meargă, trebuie să anunțe de jos că, băi băiatule, federația asta e a cluburilor, nu e a ta. Pe timpul lui Mircea Sandu nu s-a întâmplat așa ceva. Deci dacă vrei să mergi până la etajul 2, mergeai până la etajul 2. Acum nu poți să mergi deloc. N-ai cum. Pentru că totul e pe cartelă, totul... Mă, nu o transformăm într-o unitate militară, că nu faci nimic. Pentru că Burleanu nu o să înțeleagă niciodată o chestie. Dar care e logica unei astfel de măsuri? Nu logica nu pot să-mi dau seama. Logica. Eu de fiecare dată când am văzut la federație, le-am spus, băi, pe unde aveți microfoanele? Că la cum stați aici, voi înregistrați tot, vă înregistrați între voi. Că dacă ați venit din zona lui Băsescu, ce știți voi altceva să faceți? Atâta știți. Atâta știți, atâta faceți. Eu am înțeles inițial că din zona lui Băsescu, dar revin la întrebarea, în 2018 nu mai era Băsescu. În 2018 nu mai era... În 2022 cu atât mai puțin. Cu atât, da, dar în schimb sistemul se păstrează. Deci sistemul lui Burleanu, sistemul din fotbal, se păstrează. Pentru că uitați-vă, nimeni nu mai are curaj să candideze împotriva lui Burleanu. Spuneam mai de aici a plecat și tema podcastului nostru. Exact, pentru că... De aici a plecat. De ce nu este pentru prima oară după 90, când nu există contracandidat? Păi uitați de ce nu candidează. Ionuț Lupescu a venit, a candidat, cu bună intenție, domne, că uite, vin ca să ajut fotbalul românesc. Și-a dovedit bună intenție în condițiile în care și-a dat demisia de la UEFA, dintr-un post de director foarte bine plătit. Da. Și el a zis, domnule, eu vreau să vin în fotbalul românesc și vreau să fiu, să reușim să aducem fotbalul într-o zonă mai ok. Dacă Ionuț Lupescu a pățit ce a pățit și a fost ciuruit de către Burleanu, nimeni în momentul acesta nu se mai luptă cu Burleanu. Și uitați-vă, Burleanu când a venit în 2014, exact pe platforma lui electorală, spunea foarte clar, două mandate. Asta a pistonat pe două mandate. La următoarea modificare, în iunie, unde am spus că a reintrodus cluburile de drept public, nu au mai fost două, au apărut trei. Și crezi că există posibilitatea să apară și al patrulea, al cincilea? Nu există posibilitatea. Este cu siguranță se va întâmpla chestia asta. Pentru că dacă se modifică statutul și spune că un președinte poate să aibă 5 mandate, 7 mandate, 10 mandate, nu e niciun fel de problemă. Mai devine un fel de Putin de România. Exact. Exact. Dar în continuare nu înțeleg miza, pentru că această federație, nemai calificându-se la competiții importante, echipa națională, echipele naționale, i-au scăzut și veniturile, evident, pentru că veneau bani de acolo. I-au scăzut veniturile, clar i-au scăzut veniturile, dar banii, să știți că totuși mai vin. De unde? Tot FIFA și UEFA. Deci FIFA și UEFA... Dar alea sunt un soi de ajutoare umanitare, ca să zic așa. Da, un fel de ajutoare umanitare de pe care ele... Nu știu ce să mai zic, pentru că nu văd banii... Oricum, acum Burleanu, la ultimul exercițiu... Cum cât au scăzut veniturile în ultimii 8 ani? Să știți că nu a scăzut foarte mult. Este peste 20 de milioane, 21 de milioane de euro. De euro anual? Da, da. Deci sunt venituri substanțiale la Federația Română de Fotbal. Din ce vin banii ăștia? Vin de la FIFA și UEFA, vin din mai multe zone. Nu vin de la stat, într-adevăr, dar din ce am înțeles acum, Burleanu s-ar fi adresat Ministerul Tineretului și Sportului cu solicitarea ca să fie finanțat de către stat. De către Ministerul Tineretului și Sportului, am înțeles că la nivel de copii și juniori. Dar dacă aplică la finanțarea statului, automat se supune controlului Curții de Conturi. Ceea ce nu-i convine deloc. Ceea ce nu-i convine, pentru că Curtea de Conturi chiar controlează, nu... Și Federația ce face cu ăștia 20 de milioane? Nu știu, nu știu, nimeni nu știe. În ultimii ani sunt investiții importante, nu știu, în centre, juniori și așa mai departe. Pe timpul lui Mircea Sandu, spre exemplu, s-a construit complexul la Mogoșoaia. S-a construit complexul de la Mogoșoaia sau, din ce știu eu, Arena Națională a făcut foarte multe presiuni Mircea Sandu ca să construiască arena. A adus campionatul european care a fost l-a adus Mircea Sandu, l-a adus Burleanu să-l audă de pomană. Am înțeles. Bun, deci la Mircea Sandu avem niște lucruri identificate. În ultimii 8 ani s-a construit ceva, adică 8 ani ori 20 de milioane înseamnă 160 de milioane de euro. Păi n-are ce să construiască, pentru că... Păi nu, 160 de milioane de euro. Da, și s-au cheltuit. S-au dus banii. Că nu poți să-i dai pe toți pe Coca-Cola. Nu știu pe ce îi dau, pentru că sunt evenimentele
Echipa națională a jucat cu Grecia acum. Deci lumea vrea fotbal. Dar lumea vrea fotbal în condițiile în care și fotbalul dă înapoi ceva oamenilor. Dar când mergi la stadion și vezi că echipa națională a României e bătută de toți, și după aia, și văd declarație a lui Mihai Stoichiță care spune că dacă eram noi în locul Macedoniei de Nord, care Macedonia de Nord a eliminat Italia și că noi am fost la un pas ca să eliminăm Macedonia de Nord, deci o gândire... Am fost la un pas să ne bată Portugalia. O gândire atât de alambicată și atât de ciudată, la fotbal, rezultatul din teren contează. Apropo de antrenor, că ați spus de domnul Stoichiță. Domnul Stoichiță, care este directorul tehnic al federației, înțeleg că este principalul consilier al domnului Burleanu când vine vorba de selecționer, este totuși un antrenor care nu are performanțe notabile, adică are un campionat luat cu Steaua până la jumătatea anilor 90, pe o echipă construită de Țiții Dumitriu, el a venit din postura de la antrenor secundar, a mers în virtutea inerției, au mai luat un campionat, că Steaua la vreo 7 la rând atunci. Eu de la Stoichiță m-aș mai la un... Becali pe la FCSB vreo câteva luni. Bun, acest om îl sfătuiește să aducem antrenori. Nu, pe mine ce mă miră, că domnul Stoichiță, care a fost în iarbă, deci a fost fotbalist, a fost antrenor, nu și-asumă nimic. Nu și-asumă nimic. Pentru că după pierderea calificării, ultima calificare, da, și Mirela II și-a dat demisia, următorul care trebuia să-și dea demisia era Mihai Stoichiță, pentru că știe cum e cu fotbalul. Burleanu nu știe cu fotbalul, el știe cu politica și cu multă vorbă și dat pe în toate direcțiile. Dar domnul Stoichiță știe cum e cu fotbalul. Deci fără niciun fel de discuție, când s-a pierdut calificarea, trebuie să plece împreună la pachet, Răzvan Burleanu ca și președinte al Federației Române de Fotbal, toată administrația și departamentul tehnic. Dar ei doi au ajuns în situația să-i refuze 5 antrenori în ianuarie, decembrie-ianuarie, când căutau. Nu, erau doar niște exerciții de imagine. Alea au fost niște exerciții de imagine. Pur și simplu exerciții de imagine. S-a dus să vorbească cu Hagi, s-a dus să vorbească cu Răzvan Lucescu. Te duci la Hagi, care știi că Hagi are proiectul lui acolo. Da. Și își face treaba bine, că de bine de rău mai avem fotbaliști de acolo. Te duci la Răzvan Lucescu, care e sub contract cu PAOK, și vrei să vină Răzvan Lucescu la Federația Română de Fotbal să lucreze cu tine? Nu vor antrenorii să lucreze cu el. E foarte clar, nu vor. Mă mir că totuși a vrut Iordănescu. Edi Iordănescu a vrut ca să lucreze cu el. Acum că ne apropiem de final, crezi că în ultimii 8 ani puteți să identifica și lucruri bune făcute de Răzvan Burleanu? Știți ce a făcut Răzvan Burleanu? Și-a făcut o mașină. Ăsta a fost singurul scop al lui. Să rămână la tot timpul să câștige. Ăsta e apogeul. A ajuns să candideze singur. De vot cum și-a creat-o? Adică care e diferența la votul care se dă acum în adunarea generală față de vremea lui Mircea Sandu? Sunt mult mai multe cluburi acum. Asta e una. A afiliat foarte multe cluburi, a venit din cu zona asta feminină. Din zona care nu contează pentru fotbal. Deci asta e o zonă care nu contează pentru fotbalul mare. Și mai e o problemă la Federația Română de Fotbal. Vedeți dumneavoastră, noi vrem să dezvoltăm fotbalul. Dar noi nu avem un sistem, că dacă doar adunarea generală a Federației Române de Fotbal cu cei care fac futsal, care futsalul nu are nicio legătură cu fotbalul. Ok. Fotbalul feminin, ok. Este o dezvoltare, este o linie, este ok cu fotbalul. Fotbal pe plajă, fotbal de sală, fotbal de nu știu... Știu că a avut program cu fotbal pe uliță. Deci fotbal pe uliță. A avut la un moment dat un program care s-a numit fotbal pe uliță. Și vrea să bage reprezentanță? Nu știu ce vrea să facă reprezentanță. Nu contează, nici nu mai contează. Ok. Dar o altă direcție de management care nu o să fie aplicată niciodată. Cluburile, de exemplu, cluburile care contează în fotbal, sunt cluburile de Liga 1, Liga 2. Ar trebui construit un sistem electoral total diferit de ce e acum. Nu poate să fie egal votul unei echipe din Liga 1 cu votul unui club care face fotbal de sală. N-are cum. Și asta spuneți, că pe vremea lui Mircea Sandu nu exista egalitate între aceste voturi? Ba da, exista și pe timpul lui Mircea Sandu. Deci nu poți să zici că Mircea Sandu nu a făcut sistemul. Așa a fost făcut de când s-a reorganizat. Care e diferența fundamentală atunci? Burleanu, în cei 8 ani petrecuți în fruntea Federației Române de Fotbal, putea să facă exact lucrul ăsta. Să separe fotbalul și atunci puteai să ai dezvoltare. Și putea să facă ceva foarte important. Să fi făcut presiuni ca să scăpăm de concurența neloială, privat, cu public, cu banul public, ceea ce e foarte important. Că știți ce se întâmplă? Nici firmele mari, că avem foarte multe firme mari în România și bănesc o să fie din ce în ce mai multe, okay, nu o să investească niciodată într-un club privat, în condițiile în care o firmă, o multinațională, știe că la un moment dat ea concurează cu statul, cu banul public. Senzația mea ca privitor, până să-mi spuneți dumneavoastră asta, este că
investițiile alea publice sunt ca să mai existe ceva fotbal, pentru că altfel nu bagă nimeni bani. Dumneavoastră spuneți că de fapt nu bagă bani pentru că există aceste cluburi. Exact. Ăsta este motivul pentru că fotbalul, vă spun, deci la fotbal, nu poți să spui că fotbalul e cel mai vizionat, bani în drepturi de televizare, vedeți că sunt foarte multe avantaje care, și publicitate care poate să-ți facă fotbalul. Dar, în condițiile în care se știe că există o concurență cu statul, niciodată companiile importante care poate să bage zeci de milioane de euro nu o să vină să spună ție bani. Nu o să-ți dea bani, pentru că tu concurezi cu statul. Ok, am înțeles problema asta. Alte probleme în ultimii 8 ani? Uitați modul cum s-a izolat la în casa fotbalului. Deci, Burleanu, eu nu pot să identific lucruri extraordinare care l-a făcut. Nu pot. Pur și simplu îl văd izolat. Pe Burleanu, în momentul de față, deci în momentul anului 2022, alegerile din 2022, eu îl văd pe el izolat cu toată echipa lui la Federația Română de Fotbal. Știți că Burleanu, dacă ajunge pe orice stadion de fotbal din România, este huiduit? Lumea nu mai suportă. Deci lumea nu-l suportă, că la fotbal nu e ca la politică. Bine, unde să mai vine pe stadion? Da, a fost ultima dată la meciul cu Grecia, a fost huiduit. Foarte urât. Deci nu se poate. Deci... Apropo de proiectul lui, când a candidat în 2018, a spus că el a candidat în 2014 și a fost ales pentru a produce o schimbare fundamentală în fotbalul românesc. Citez din el. Și că el a candidat și în 2018 pentru a continua acest proiect. Care e schimbarea fundamentală pe care a făcut-o? Adică ce este fundamental schimbat față de perioada lui Mircea Sandu? Bine, rezultatele... Fundamental vă spun în trei vorbe. Politicul a ajuns în fotbal. Asta se întâmplă și asta e consecința. Păi asta nu era și pe vremea lui Mircea Sandu? Era mai puțin, pentru că de bine de rău Mircea Sandu venea din zona, din zona fotbalului, din zona... Nu putea să facă chiar tot... Era și pe timpul lui Mircea Sandu, nu poate să spune nimic. A fost un mare jucător? A fost și jucător, a fost jucător de echipa națională, dar de bine de rău Mircea Sandu măcar antrenorii știa să-i numească. Am avut calificări, deci chiar a avut... A reușit să facă ceva cu presiunea pusă de Arena Națională, de exemplu, centrul de la Mogoșoaia, de la Buftea, centrele care sunt făcute în mare parte cu bani de la FIFA și UEFA, dar ai reușit să-i aduci pentru proiectele astea. Alte proiecte am mai văzut? Am mai văzut ceva extraordinar făcut de Burleanu? Nu, dar acum are ceva în implementare? Mai pune niște terenuri sintetice, am înțeles, în diferite locuri, dar astea sunt prea puține. Pentru că, ce se întâmplă? Dacă le pune ca la licitația de la Onești din 2012, când a candidat împotriva tatălui și a fratelui... Deci ce vorbim? Deci sunt... Dar uitați-vă, Burleanu trebuie să înțeleagă un lucru fundamental și nu o să-l înțeleagă. Dacă el după 8 ani n-a învățat ce-i cu fotbalul, credeți că de acum înainte o să învețe? Nu o să învețe. Pare că nu-l interesează. Probabil, cu siguranță nu-l interesează. Vine această întrebare logică. Și care e miza? Cei 20 de milioane de euro. Eu am zis 20 ceva de milioane pan, ai singura miză. Și probabil și poziția. Ei s-ar scurge spre alte interese, nu știu, contracte cu firme de casă și așa mai departe. Aici sunt contracte, dar se știe foarte bine că, deci asta știu, că la un moment dat, înainte să ajungă Burleanu, știu că actualul ministru al apărării avea la un moment dat un contract, propusese un contract către federație de 50.000 de euro pentru publicitate, că am înțeles că domnul Dâncu este sociolog. Contează că acum e ministru apărării, dar la apărare poate să fie oricine. Da, este sociolog. Și făcea niște studii de, nu știu, IRES, niște firme. Știu că la un moment dat i-a propus și lui Mircea Sandu un contract de 50.000, nu s-a finalizat, dar pe timpul lui Burleanu știu că după aceea a început să lucreze foarte bine cu firmele domnului Dâncu. Domnul Dâncu fiind, bine, e normal, pentru că până la urmă domnul Dâncu e nașul lui, e naș fin, era o relație naș fin. Ok, alte exemple de contracte mai aveți? Foarte, pentru că ar mai fi, dar problema știți care e, secretomania e atât de mare încât nu poți să afli nimic. Că uitați, sesizând organele statului, eu tot timpul am încercat să sesizez lucrurile la organele statului. Și există o lege europeană, adoptată în 2016, se numește Legea Beneficiarului Real pentru Asociații, Fundații, Federații. Da. Este o lege făcută special pentru combaterea spălării banilor și a terorismului, așa spune legea. Ești obligat, o dată pe an, orice asociație din țara asta, da, automat și Federația Română, să-ți precizezi beneficiarul real. Asociația mea, Progresul București, în fiecare an trebuie să depună declarația asta. Mă, cine e beneficiarul FRF-ul? Real? FRF-ul, din ce știu eu, din ce știu până în momentul și e sesizată și problema asta.
Dar la Federația Română de Fotbal e o mare problemă, pentru că beneficiarul real poate să fie și în cadrul federației nu pot să fie decât cluburile componente. Păi să vă spun, cu complicitatea instanțelor de data asta, în registrul special al Federației Române de Fotbal, ținut la Tribunalul București, registru public, public, dacă îl cerți, îl dă, orice cetățean al României, dacă merge și cere registru, va observa componența Federației Române de Fotbal, adunarea generală a Federației Române, este organul de conducere, nu sunt modificate din 2001. Lista. Sunt 84 de cluburi. Dar, în schimb, la adunarea generală votează 300 și ceva. Să vă spun, printr-o paralelă, la Federația Română de Tenis, unde tot așa a fost, votau 400 și nu știu cât, 300, și în registrul respectiv erau 54. Așa. Știți că la Federația Română de Fotbal, la Federația Română de Tenis i-a obligat instanța ca să voteze doar cei 54. La fotbal nu e obligat. Păi ca să-i oblige instanța nu trebuia să sezizeze cineva asta? A fost sezizată. A fost sezizată de instanță. Dar la fotbal nu e obligat. Deci vedeți, fotbalul tot timpul, am spus în felul următor, în România, fotbalul este stat în stat. Fotbalul poate să facă ce vrea. Chiar cu încălcarea legilor. Ce face ministerul? Ministerul, ca și autoritatea statului român, trebuie să se implice. Pur și simplu să se implice. Dar, acolo fiind multă politică, îl rezolvăm prin spate, vedem, hai că mai lăsăm pe ăstea, lasă că ăștia sunt băieți buni, că nu există așa ceva. Și totuși, a făcut ceva bun în ultimii 8 ani? Din sunteți acolo, trăiți între ei. Din punctul meu de vedere, în afară de faptul că a adus fotbalul la nivelul care l-a adus, restul sunt doar exerciții de imagine. Păi cu clasificarea academiilor, cu... Da, a făcut, a încercat să le zăpăcească, să facă... Dar... Consecința a fost clară. Creșterea numărului de membri. Asta a fost. Întotdeauna creșterea numărului de membri. Am înțeles. Și a făcut o mașinărie de vot. Și a făcut o mașinărie de vot. A ajuns să candideze singur. Ok, foarte bine. Bravo. O să rămâi la federație. Vreo speranță pentru fotbalul românesc? Da. Care? Tot din zona politică. Eu sunt convins că Burleanu va fi. Și nu cred că îl apucă următoarele alegeri. Dacă câștigă acum, n-are cum să câștige, că acum votează el, n-are cum să iasă pe locul 2, el e singur. Ar fi culmea ca să... Câștigă acum. Așa, deci câștigă. Eu cred că el, la un moment dat, va dispărea. În următorii 4 ani. Tot politicul va retrage. Pentru credeți că... sau aveți și bârfe? N-am, sunt bârfe, sunt doar la nivel de... La nivel de discuție, dar vă spun, în condițiile în care va fi huiduit pe stadion. Va fi 100% huiduit pe toate stadioanele. Imaginea fotbalului românesc va fi din ce în ce. Pentru că dacă tu, Federația Română de Fotbal, nu... Da, noi în momentul ăsta suntem, spre exemplu, mă uitam în clasamentul ăsta FIFA sub Canada, țara care cred că n-a fost niciodată la un campionat mondial. Suntem sub Tunisia, sub Algeria. A fost, Canada a fost la campionatul, a fost la un campionat mondial, dar vă dați seama, totuși, da, deci suntem jos de tot. Adică, haide să ne comparăm cu Macedonia de Nord și spunem unde că nu... Unde speranța dumneavoastră o spuneți, că la un moment dat politicul o să-l schimbe. Și vă referiți că va fi schimbat la modul cum a fost și scos și Gică Popescu din joc? Niciodată nu știi cum acționează politicul. În România niciodată nu știi cum acționează politicul. Dar după cum a fost adus, așa va și pleca. Eu sunt convins de chestia asta. Păi și avem vreo garanție că atunci vor lăsa să intre unul natural, să zicem din generația de aur, sau aduc un nou Burleanu mai fresh? Există și varianta asta. Există și varianta, nu Burleanu mai fresh, dar știți cum e în momentul când s-a degradat partea cu domne că a venit cineva din exterior și a încercat să facă ceva, dar uite că a fost Burleanu care a fost așa, sigur se va apărea un fotbalist, un fost fotbalist, chiar poate un component al generației de aur. Că teoretic pot să vină, o să treacă, timpul o să treacă. Există oameni cu posibilități din... Dar ce se întâmplă? Orice fotbalist care a ajuns la un anumit nivel, orice antrenor care a ajuns la un anumit nivel de reprezentare, da, are o altă deschidere în lume. Adică știe lumea cine e. Păi vă dați seama că pe Burleanu, dacă se duce la un congres FIFA și se întâlnește cu președinți de federație care sunt fost mari fotbaliști, foști oameni de fotbal, păi ce să vorbească? Ce să-i spun? A, stați că noi implementăm în România, noi avem niște implementări, dar haideți că vă învățăm noi cum e cum luați primăriile, ca să luați toate primăriile, să faceți. Dar de ce nu face un campionat pentru primării? Pentru că sunt o grămadă de primari în România care vor, pur și simplu, să-și facă echipe de fotbal. Ei ajung la putere, da, și primul lucru, domnule, fac echipă de fotbal. Bine, cum au pierdut puterea, echipa gata. Am înțeles. Mai aveți ceva de adăugat despre aceste alegeri? Că altfel o să închidem. O să fie alegeri. Dar nu sunt alegeri. Este un simulacru de... Deci, poți să-l compar totuși cu să mergi în politică, să spui congresul al 14-lea al PCR-ului? Nu poți, pentru că totuși e mic față de... Dar,
tu, ca și om tânăr, e tânăr, a venit la federație când avea 29 de ani, e un tip tânăr, dar să ai aceleași mentalități ca palea care gestiu de pe timpul comuniștilor? Aceleași mentalități. Aceleași mentalități. Asta e școala nouă care se face. Să-ți obori toți contracandidații, să-i faci ca să nu mai... Să închizi Federația Română de Fotbal, să pui tot felul de... Mă mir că nu pune și gratii la Federația Română de Fotbal. Cu toate acestea, este o formulă câștigătoare, se pare. Din păcate, da. Dar știți cum e, România niciodată nu se știe până cât de mult se întinde câștigătorul. Am înțeles. Vă mulțumim, domnul Iacov, îi mulțumim și domnul Iftime, care s-a retras mai devreme. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și la această ediție a podcastului nostru. Ne vedem joia viitoare la ora 16. Mulțumim!